Lăudați să fie Domnul! Frații mei dragi, vă invit să deschideți cuvântul în seara asta, în 2 Cronici, capitolul 17. Să citim despre cel de-al patrulea împărat al regatului de sud, al lui Iuda. Numele lui este Iosafat. Iosafat împăratul lui Iuda, 2 Cronici, capitolul 17. În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel, a pus oști în toate cetățile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim, pe care le luase tatăl său, Asa. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. În al treilea an al domniei lui a însărcinat pe căpeteniile sale ben Obadia, Zaharia, Natanael și Mica să ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. A trimis cu ei pe leviții și Maia, Netania, Zebadia, Asael și Ionatan, Adonia, Tobia și Tobadonia, Leviți și pe preoții Elishoma și Ioram. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei Cartea Legii Domnului. Au străbătut toate cetățile lui Iuda și au învățat pe oameni în mijlocul poporului. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Niște filisteni au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii i-au adus și ei vite, 7700 de berbe și 7700 de țapi. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetățui și cetăți pentru merinde, a strâns multă merinde în cetățile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni vite, viteji ca ostași. Iată numărul lor după casele părinților lor. Din Iuda numărul lor, din Iuda căpetenii peste o mie, Atna căpetenia cu 300.000 de mii de viteji. După el, Iohanan căpetenia cu 280.000 de mii de oameni. După el, Amasia fiului Zicri, care se predase de bunăvoie Domnului cu 200.000 de mii de viteji. Din Beniamin, Eliada, un om viteas cu 200.000 de oameni înarmați cu arc și cu scut. Și după el, Zozobad, cu 180.000 de oameni înarmați pentru război. Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceia pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite ale lui Iuda. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei. Suntem înaintea lui Dumnezeu din nou în această seară și inima noastră este bucuroasă pentru că găsim liniștea pe care o căutăm. Marți, la rugăciune, a fost un frate păstor din România căruia i-am acordat câteva minute să spună un scurt salut, un mesaj. Și el a pus o întrebare din Cartea Domnului, la care am încercat să răspundă în două, trei vorbe. Și întrebarea lui m-a urmărit până astăzi. Și n-am putut să scap de întrebarea asta, am făcut o predică pe care vreau să o așez în fața dumneavoastră. Întrebarea era, ce faci atunci când nu știi ce să faci? Omul ăla a plecat și eu am rămas cu întrebarea lui, ce faci atunci când nu știi ce să faci? Pentru că omul este o ființă limitată, fragilă și vulnerabilă, se confruntă uneori cu situații de criză în care nu mai știe ce să facă. Această neputință umană este specifică fiecărui muritor în ciuda faptului că potențialul și resursele fiecăruia diferă de la un om la altul. Am intenția în predica aceasta să vă prezint această lecție de viață din Biblie, inspirată din experiențele acestui împărat despre care am citit din Biblie, Iosafat, fiul lui Asa. Am ales în mod intenționat cea mai proeminentă persoană din generația lui, adică pe împăratul. Ca să vă spun că și împărații ajung uneori în viață în situația în care nu mai știu ce să facă. Iosafat a avut o domnie lungă, prosperă, a fost un împărat bun, eficient, însă a experimentat și momente de criză națională. Când nu a știut ce să mai facă. Noi suntem oameni limitați și uneori, mai des sau mai rar, ne confruntăm cu aceste momente dificile. Ce faci atunci când nu știi ce să faci? Cine a fost Iosafat? Iosafat a fost un împărat în Regatul de Sud, în Iuda a fost al patrulea împărat. A trăit aproximativ în secolul 10 înainte de Domnul Isus Hristos și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Avea 35 de ani când a ajuns împărat. El a fost fiul credinciosului împărat Asa, care a domnit 41 de ani la Ierusalim. Iosafat a crescut în casa unui om înțelept, și credincios. A unui împărat cu discernământ și a învățat de la tatăl său multe lucruri bune pe care le-a aplicat și el în timpul domniei și în timpul vieții lui. Citim în carte versetele 3 și 4 Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în căile tatălui său David. El n-a fost copilul lui David. Solomon a fost copilul lui David. El este a cincea generație de la David. Dar când Biblia spune tatălui său David, este cuvântul pentru strămoșul său David. Tatălui Iosafat a fost Asa. Ce a făcut Iosafat când nu a știut ce să facă? Ce a făcut Iosafat când nu a știut ce să facă? Iosafat când nu a știut ce să facă, a recunoscut că nu știe ce să facă. Scopul meu nu este să prezint un joc de cuvinte, Scopul meu este să vă spun ce a făcut Iosafat când n-a știut ce să facă. Iosafat când nu a știut ce să facă, a recunoscut că nu știe ce să facă. Și o să citesc din capitolul 20, versetul 12. Doamne, noi suntem fără putere înaintea acestei mari știri care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Capitolul 20, versetul 12. Asa se duce în fața poporului, se duce la microfon Așa cum se duce orice președinte în fața națiunii într-un moment de criză. Și erau mii de oameni acolo, erau generali, era armata, erau soldații. Și acum vine împăratul, vine liderul, el o să, o să prezinte o viziune. El o să spună, o să atacăm așa și așa. Și poporul era ochi și urechi, armata era cu mâna pe armă. Și vine asa în fața lor și face o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta spune, Doamne, nu știm ce să facem, nu știu ce să fac. Oamenii ăștia se uită la mine să le spun ce să facă. Doamne, nu știu ce să fac, n-am nicio idee. Când Asa nu mai știe ce să facă, primul lucru pe care îl face este să recunoască că nu știe ce să facă. Umilința aceasta este specifică marilor oameni. Umilința aceasta demască umanitatea, fragilitatea, vulnerabilitatea, limitatea și îl înalță pe Domnul. Creează așteptări de la Dumnezeu. E rugăciunea omului care spune, Doamne, eu nu mai știu ce să fac, dar Tu nu mă vei lăsa așa. Atunci când nu știi ce să faci, primul lucru este să te smerești și să recunoști cu bucurie, cu demnitate. Nu știu ce să fac de data asta. Al doilea lucru pe care îl face Iosafat atunci când nu mai știe ce să facă, pe lângă faptul că recunoaște că nu știe, este faptul că nu mai face nimic. Când nu știi ce să faci, să nu cumva să faci ceva. Când nu știi ce să faci, să nu faci nimic, că orice face greșit. Până nu ești sigur ce trebuie să faci, să nu faci nimic. O să citesc din carte. 2 Cronici 20 cu 13. Atunci tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și copiii. Stăteau degeaba. Oamenii aceștia când n-au mai știut ce să facă, au stat în picioare și n-au mai făcut nimic. Că ce să faci când nu știi? Ce rost are să-ți consumi și energia care o ai Ducându-te când încolo, când încoace, și ajungând mereu în același loc. Iosafat, când nu a știut ce să facă, a recunoscut că nu știe. Vă plac oamenii modești? Vă deranjează oamenii încrezuți care parcă știu toate lucrurile? Iosafat a fost un om modest, un om echilibrat. Când a știut din ce asta a spus ce este, când n-a știut ce este asta, a spus, îmi pare rău, dar nu știu. Al doilea lucru pe care l-a făcut este faptul că n-a făcut nimic. A stat înaintea Domnului și a așteptat îndurarea lui. Mă rog și aștept. Al treilea lucru pe care l-a făcut Iosafat când nu a știut ce să mai facă, Scriptura ne spune că atunci când Iosafat nu a mai știut ce să facă, l-a căutat pe Dumnezeu cu post și cu rugăciune. O să citesc din carte. Același capitol 20, versetele 3 și 12. În spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul, a vestit în popor un post și s-a rugat. O, Doamne Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați înspre tine. Când nu știi ce să faci, recunoaște că nu știi ce să faci. Când nu știi ce să faci, nu face nimic. Când nu știi ce să faci, spune lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu în rugăciune și în post. Și Iosafat când nu a știut ce să facă, a știut că Dumnezeu știe ce să facă. Uitați ce zice el, atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiul lui Asaf și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafat care nu mai știi ce să faci, expresia care nu mai știi ce să faci e pusă de la mine, Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea acestei mulțimi, că nu voi veți lupta, eu voi lupta. Când nu mai știi ce să faci, Dumnezeu știe ce să facă. Când nu mai știi ce să faci și te e frică. Și ești nesigur. Și te gândești cu groază, ce se va întâmpla cu mine? Când nu mai știi ce să faci. Acceptă faptul că Dumnezeu știe ce să facă și, crezând că Dumnezeu are resurse infinite, nelimitate, liniștește-te. Omule, controlează ce poți controla și apoi culcă-te. Controlează ce poți controla și apoi stai liniștit. Și Dumnezeu va controla ce poate el să controleze. Nu încerca să faci ce nu știi. Nu încerca să faci ce nu poți. Nu-ți cere Dumnezeu să treci dincolo de ce te-a făcut. Nu-ți cere Dumnezeu să zbori. Îți cere doar să mergi. Când nu știi ce să faci, abordează cu umilință situația și spune, nu știu ce să fac. Această afirmație reclamă nevoia de Dumnezeu, deschide ușa să vină El. E nevoie de tine, Doamne. 9 1 -1. e nevoie e nevoie. Recunoaște că nu mai știi ce să faci. Doi, nu face nimic, stai doar liniștit în picioare și caută-L pe Domnul. Spune, Doamne, vino, dacă nu vii, eu aici stau. Unde să mă duc? Că n-am nicio idee. Și în timp ce te rogi, să fii sigur că Dumnezeu știe ce să facă. În orice situație Dumnezeu știe ce să facă. Faptul că te agiți îmi spune că nu te încrezi în Dumnezeu. Faptul că nu poți să stai liniștit după ce ți-ai epuizat toate resursele, îmi spune că nu ai încredere în El că va veni. Dacă știi că vine, de ce nu-l aștepți? Dacă știi că poate să rezolve problema, de ce nu te tragi un pic într-o parte? Observați că omul acesta ne dă un exemplu de viață. Ce faci atunci când nu mai știi ce să faci? Recunoașteți umanitatea. Nu mai știu ce să fac, n-am nicio idee. Dacă Domnul nu mă scapă, mor. Câți n-au spus așa? O grămadă de oameni din Biblie au spus, Doamne, ori mă scapi, ori mor. Vă aduceți aminte de Iona? Vă aduceți aminte de cei trei care au fost aruncați în cuptor? Vă aduceți aminte de Daniel, de mulți împărați, de mulți oameni ai lui Dumnezeu afirmă dependența pe care o ai de Dumnezeu, rostește-o, laudă-L pe Dumnezeu spunând că nu te descurci fără El, recunoaște-ți umanitatea, nu te da drept mai mult decât un muritor. Apoi, dacă nu mai știi ce să faci, stai liniștit, însă stai liniștit așteptându-L pe El, nu așteptând nimic, nu hazardul, nu ești o victimă, ești un om, controlează ce poți controla, luptă-te cât te poți lupta, dar când ești depășit și nu mai poți controla situația, rămâi în picioare și spune, Doamne, aici sunt, te rog să vii, o să te aștept. Nu fac nimic, că nu știu ce să fac. Nu fac nimic, că nu pot să fac nimic. Îți depăși de situația în care mă aflu, Doamne. Îți doar un om. Te aștept, sunt aici. Atunci Dumnezeu va veni. El știe ce să facă. El poate să facă ceea ce trebuie. Ce să faci atunci când nu știi ce să faci? Momentele de criză ale vieții când nu știi ce să faci nu sunt o regulă. Numai pentru copii sunt o regulă. Dar pentru adulți, momentele în care nu știu ce să facă sunt puține. De regulă, adulții știu ce au de făcut. Este o excepție când nu știi ce să faci. Fraților, Mie nu-mi e frică de momentele când nu știu ce să fac. Că sunt destul de puține. Mie-mi e frică de viața obișnuită și normală cu fiecare zi când știu ce să fac și mi-e greu să fac ce știu. Am plecat de la întrebarea acelui pastor și am spus în introducere trei vorbe din textul pe care l-am citit, încercând să spun ce a făcut Iosafat când n-a știut ce să facă. Dar acum o să răspund la o altă întrebare. Ce faci atunci când știi ce să faci? Ești sigur că înțelegi întrebarea? Atunci când nu știi ce să faci, ai scuze. Nu poți să faci ce nu știi, nu poți să faci ce nu poți, ești depășit. Te tragi pe dreapta, și aștepți să vină Dumnezeu. Dar acestea sunt excepții în viață. Le numeri pe degetele de la o mână, două sau zece. De obicei nu e așa. De obicei știi ce ai de făcut. Vrei să-mi spui că faci tot ce știi? Vrei să-mi spui că faci tot ce trebuie? Ce faci atunci când nu știi? Îți recunoști umanitatea afirmând că nu știi? nu faci nimic că nu poți face ce nu știi, te rogi lui Dumnezeu și postești și apoi te încrezi în El că El poate. Dar acestea sunt excepțiile vieții. Însă regula vieții este că știi ce trebuie să faci. Atunci a doua întrebare a predicii mele este următoarea. Ce faci atunci când știi ce trebuie să faci? Dacă ești un om care vii la biserică și ai obiceiul să fumezi și nu te poți lăsa de țigări, ce faci cu țigările când știi că a fuma e păcat? Dacă ești un tânăr dependent de pornografie, ce faci atunci când știi că pornografia este un păcat? Dacă ești o persoană care bea alcool și nu te poți opri, ce faci atunci când știi că este păcat să bei alcool, dar îți tremură mâna și nu te poți abține? Ce faci atunci când ești gata să minți și știi bine că nu-i voie să minți. Ce faci atunci când este 8 jumate, duminică dimineața, și știi că la ora 9 va suna gongul și sfinții vor începe timpul de rugăciune? Știi bine că trebuie să fii aici. Ce faci atunci când este ziua voluntarului? Știi bine că e ziua voluntarului. Nu ești în călătorie și nu ești la lucru, nu ești bolnav la spital, ești acasă și perpelești micii. Ce faci când știi ce trebuie să faci și nu vrei? Ce faci când știi ce trebuie să faci și nu poți? Nu-mi e frică de ce nu știu să fac. Nu-mi e frică de situațiile rare în viața mea când n-am știut ce trebuie să fac. Și am tras pe dreapta. Să vină Domnul să mă scoată din situație. Mi-e frică de voia lui Dumnezeu pe care am învățat-o, pe care o știu, pe care o cunosc în măsura în care o cunosc. Voia lui Dumnezeu care este o povară, care este un jug, luați jugul meu, a spus Hristos. Și urmați-mă. Și cine a trăit în păcat să nu mai trăiască? Cine a urât să nu mai urască? Cine a mințit să nu mai mintă? Cine a trăit în destrăbălare să nu mai trăiască în destrăbălare? Când eu m-am pocăit, am postit o perioadă lungă pentru bunica mea care murise, bunica care m-a crescut, care mi-a fost mamă, tată, soră și frate, pentru că eu nu am știut că oamenii care sunt morți nu mai pot fi iertați de Dumnezeu. Venea din cultul ortodox, cultul morților, unde mai puteai să schimbi situația unui om și după ce murea. Și am postit mult timp pentru bunica mea care era moartă, ca Dumnezeu să o ierte. Citind Biblia și ascultând predicile oamenilor lui Dumnezeu, am aflat că dacă ai murit păcătos, nu se mai poate face nimic. În păcat vei rămâne și vei merge în iad. Iar dacă ai murit iertat, nu mai poți să cazi în păcat și vei rămâne înaintea lui Dumnezeu în rai, un om al lui Dumnezeu împreună cu Hristos. Și când am aflat că am postit degeaba, m-am oprit și am spus următoarele cuvinte, Doamne, nu mai pot să fac nimic. Am recunoscut că-s limitat, că nu sunt decât un om Că nu pot să fac decât ce pot să fac și că ce nu mai pot să fac, le las nefăcute în mâna lui Dumnezeu. Dar ce fac cu ce știu? Știu că trebuie să iert și să iubesc. Știu că trebuie să fiu bun și milos. Știu că trebuie să fiu plin de bunătate și de interes pentru Biserica lui Dumnezeu. Știu că trebuie să mă închin cu o inimă curată și să mă ferez de păcat. Știu că trebuie să mă ferez nu doar de cei negru și de cei gri. Biblia spune, feriți-vă nu de cei rău, de ce vi se pare rău. Nu e sigur că e păcat. E păcat să fumez, nu scrie în Biblie. E păcat să am fusta, că Biblia nu spune până unde să fie fusta. Ascultă-mă, ferește-te de ce ți se pare rău, de ce miroase așa, nu e sigur că e stricat, dar dacă un pic miroase a stricat, ascultă-mă, nu-l mânca, nu-l mânca, înghite în sec și pleacă. Dacă ți se pare că e un pic de păcat, dar nu e sigur că e păcat, stop, pleacă de acolo. Ce faci când nu știi ce să faci? Îți va spune Dumnezeu. Dar am o altă întrebare. Ce faci atunci când știi ce trebuie să faci? Ce faci când știi că trebuie să te duci în vizită la spital? Ce faci când știi că trebuie să te rogi? Ce faci când știi că trebuie să postești? Ce faci când știi că trebuie să vii la biserică și trebuie să vii punctual? Și lista este aproape fără sfârșit. Nu mi-e frică de situațiile în care nu știu ce să fac. Sunt așa de rare. Mi-e frică de zilnicul în care știu ce trebuie să fac. Știu că atunci când mă trezesc dimineața, ar trebui să mă trezesc o jumătate de oră mai devreme, să mă separ un pic de membrii familiei mele, să mă opresc înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, tu care mi-ai dat încă o zi, tu care mi-ai dat dignă noapte, m-am culcat frând de oboseală, n-am mai avut chef nici să mănânc și în timp ce eu dormeam, tu te-ai ocupat de toate păhărelele goale din viața mea și le-ai umplut cu energie, toate celulele alea le-ai înnoit. Le tu acest Dumnezeu care îmi porți grija, care îmi pui zâmbet pe față, care îmi ștergi lacrima. Tu acest Dumnezeu am venit să vorbesc cu tine, am venit să mă închin, am venit să-ți mulțumesc. Am venit să spun că știu că tu ești Dumnezeul meu. Am venit să spun că eu nu sunt de acord cu faptul că vin din maimuță. Nu sunt de acord că sunt un animal, că m-ai creat după chipul și asemănarea ta moral spirituală. Doamne, am venit în fața Ta să-ți dau admirația mea, să spun că Tu ești Domnul meu, că ești pentru mine la fel de important ca lumina ochilor mei. Doamne, am venit să mă închin și să te laud. Am venit să scot din gura asta care a vorbit prostii odată, am venit să scot cuvinte de mulțumire pentru numele tău, să te împodobesc prin cuvintele mele, cuvinte care exprimă sentimentele din inima asta de om care bate în cinstea ta. Eu știu că trebuie să fac asta de dimineață. Fac lucrul ăsta de dimineață? Eu știu că trebuie să citesc din Biblie. Citesc din Biblie? Eu știu că trebuie să postesc. Postesc? Eu știu că trebuie să vin la biserică să fac și eu o slujbă. Ei cântă la fanfară. Dumnealor cântă la cor. Oamenii aceia Îngrijesc de ordinea din biserică. Sunt acolo alții la sunet, la video. Sunt o armată de învățători cu copiii noștri în clasele din spate. Sunt pastori care ore în șir pregătesc un mesaj ca să-l prezinte bisericii să fie zidită. Sunt alții care fac curățenie, sunt alții care postesc. Sunt alții care sunt voluntari la Bethany Land. Însă sunt o mare mulțime de oameni care nu fac nimic. Știi că. Trebuie să faci ceva sau nu știi? Ce trebuie să fac când nu știu ce să fac? Stai liniștit că Dumnezeu spune. Dar ce faci când știi ce trebuie să faci? Știi că trebuie să slujești. Toți oamenii lui Dumnezeu trebuie să slujească. Știi că trebuie să fii bun. Toți oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie buni. Știi că trebuie să iubești. Toți oamenii lui Dumnezeu trebuie să iubească. Știi că trebuie să te schimbi. Toți oamenii lui Dumnezeu trebuie să se schimbe. Știi că trebuie să fii ca un înger al Domnului pe pământ. Toți oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie ca niște îngeri ai Domnului pe pământ. Știi că trebuie să mergi în evangelizare și să te întorci în închinare. Toți oamenii lui Dumnezeu trebuie să meargă în evangelizare și să se întoarcă în închinare. Știi că trebuie să faci parte din resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu împărăției sale. Toți oamenii lui Dumnezeu trebuie să facă asta. Ascultă-mă! Nu te mai întreba ce să fac când nu știu ce să fac. Că astea le numeri pe dege într-o viață. Întreabă-te ce fac când știu ce trebuie să fac și nu fac. că materialist, că sunt nepăsător, că sunt irresponsabil, că dau vina pe împrejurări, că spun să facă altul, că sunt nemulțumit, că nu mă interesează, că am obosit, că am pierdut din vedere să veghez că mi-am pierdut dragostea din tâi, că mi-am părăsit credința. Ce faci când știi ce trebuie să faci? Cine știe să facă un bine și nu-l face, să un păcat. Cine știe să facă un bine și nu-l face, să un păcat. Ce să fac când nu știu ce să fac? Lasă întrebarea asta la o parte, îți va spune Domnul mâine. Astea oricum sunt excepțiile vieții. Dar ce faci când știi? Te condamnă conștiința? Pentru ce știi să faci și nu faci? În Matei 25 Scriptura spune, blestemaților plecați de la mine în focul cel veșnic, pentru că. Și Scriptura dă niște exemple atât de simple, iar condamnarea e atât de mare. Ai impresia că un polițist ți-ar spune un milion de dolari amende că ai trecut pe roșu. Domnule, înțeleg să mă amendezi, știu că trebuie amendat că am trecut pe roșu. Dar un milion de dolari pentru o amărâtă de trecere pe roșu? Toată lumea s-ar mira. Și Hristos începe să dea exemple. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Mergi în iad pentru că n-ai îmbrăcat pe unul gol? am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mergi în iad că nu i-ai dat unuia să mănânce când era flămând, am fost în spital și în închisoare și n-ați venit să mă vedeți. Vreți să-mi spuneți că mergi în iad pentru că n-ai mers la spital sau în pușcărie să vizitezi pe cineva? Eu vă spun doar ce scrie în carte și rămâne ca dumneavoastră să considerați dacă ce scrie în carte e adevărat sau nu. Asta scrie în carte. Cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. Neștiința conduce la necredință, dar știința conduce la credință. Prin știință, prin cunoștință vine credința în inima omului. Noi credem fiindcă cunoaștem. Ce cunoaștem? Cunoaștem că Isus este Domnul. Cunoaștem că faptele credinței urmează credinței în Dumnezeu. Nu poți să crezi și să nu faci nimic. Să rămâi cu credința făcând alții. Păi, absența faptelor credinței dovedește absența credinței. Ce faci atunci când nu știi ce să faci? Lasă întrebarea asta deoparte. Astea sunt excepțiile vieții. Răspunde la o întrebare mult mai complicată. Ce faci atunci când știi ce ai de făcut și ți-e greu? Că te costă. Știi că trebuie să ierți și nu poți să-l vezi. Nu poți să-l vezi. Ai resentimente. Chiar dacă te abții să nu-i zici nimic în interior, e complicat. Și știi bine că Evanghelia spune, iartă-l iartă pe fratele tău, exact cum te-a iertat Dumnezeu pe tine. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi, după cum și noi, la fel cum noi iertăm pe greșiții noștri. Noi știm asta. Ce faci cu treaba asta? Crezi că nu există o judecată pentru această nepăsare, pentru această diferență între a ști și a nu face? Crezi că Dumnezeu care l-a scos pe Adam din grădină că a păcătuit, pe noi o să ne bage în rai în timp ce păcătuim, în timp ce cunoaștem voia lui Dumnezeu și nu o facem, întârziem, suntem nepăsători, ne-am format religia noastră și nimeni nu ne mai poate schimba, nimeni nu poate îndrăzni să ne spună nimic, că ne simțim ofensați oamenii lui Dumnezeu. Scumpă biserica lui Iisus Hristos! Ce facem atunci când știm ce trebuie să facem? Aș vrea să mă uit cu dumneavoastră în carte și să vedem ce a făcut Iosafat. Iosafat este un exemplu pentru noi în această seară. Iosafat a urmat exemplul strămoșului său David, pentru că a știut care este exemplul strămoșului său David. Și Biblia spune, Iosafat a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe bali. De ce n-a căutat Iosafat pe bali? Pentru că a știut că David nu a căutat pe bal. El a știut că David a urât pe bal, a urât idolii. Și el a știut ce are de făcut. Acum i-a rămas doar să facă. Performanța nu este să știi ce ai de făcut. Performanța este să faci ceea ce știi că trebuie făcut. Că teoria ca teoria, dar practica ne omoară. a știut Iosafat ce a făcut strămoșul lui David și l-a imitat. Vă mai aduceți aminte de copiii lui Recab, un evreu? Omul ăsta n-a consumat alcool și i-a învățat pe copiii lui să facă ceea ce a făcut el. Și când acești copii au devenit adulți, au mers într-o împrejurare, într-un loc cu mulți oameni, unde se servea mâncare și băutură. Și niște prieteni de-ai lor i-au întins paharul și au spus, beți și voi alcool. Și ei au spus, noi nu bem alcool. Și atunci i-au întrebat, de ce nu beți alcool? Pentru că tatăl nostru, Recab, nu a băut alcool și ne-a spus să nu bem nici noi cum n-a băut el. Iată dar ce înseamnă să știi și să faci ceea ce știi. Acest Iosafat a știut că David nu s-a închinat la idol și nici el nu s-a închinat la idol. Bal era un idol al vremurilor acelora, Idol este orice lucru din viața unui om care intră în concurență cu Dumnezeu. Dacă o pasiune sau un hobby al meu intră în concurență cu Dumnezeu, în fața cui am venit eu să mă închin astăzi? În fața lui Dumnezeu. Dar imaginați-vă că astăzi mi-aș fi găsit de lucru în legătură cu un hobby de al meu. Și nu mai veneam la biserică. Pentru că Dumnezeu în fața căruia eu trebuia să vin să mă închin a intrat în concurență cu hobiul meu. Și eu atunci spuneam așa, pentru mine e mai important hobiul acesta decât Dumnezeu. De aceea nu o să mă duc înaintea Domnului și mă duc înaintea acestui hobby al meu. E, în momentul acela, hobby acela e idol. Să nu-mi spuneți că un idolatru va intra în împărăția lui Dumnezeu. Orice lucru care face concurență lui Dumnezeu în inima ta e un idol orice lucru, orice persoană, nevasta, bărbatul, copilul, nepotul, mașina, serviciu, banii, visele pe care le ai, orice lucru. Dumnezeu trebuie să fie primul. În viața unui om credincios nimic nu trebuie să-i facă concurență lui Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu. Pe un loc nu pot fi doi, și Dumnezeu și eu, nu, numai Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu. Idol înseamnă ceva sau cineva care îl concurează pe Dumnezeu în viața mea și îl subordonează pe Dumnezeu punându-l pe locul doi. A, mai întâi și după aceea Dumnezeu. Banii, sportul, munca, familia, orice proiect, lucru sau persoană care ia fața lui Dumnezeu, care îl depășește pe Dumnezeu în inima mea. La început Dumnezeu, în primul rând Dumnezeu, în primul rând Dumnezeu, nu sportul, în primul rând sportul e bun, dar nu pe primul loc, nu banii, nu, 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 nu familia, nu! E ridicolă afirmația? Poate fi ridicolă pentru niște oameni care gândesc împotriva gândirii duhovnicește a scripturilor. Dar Hristos spunea, Cine iubește mai mult, soră, frate, mamă, tată, nevastă, nu poate să fie ucenicul meu. Aceasta este Evanghelia. În primul rând Dumnezeu. În primul rând Dumnezeu. În primul rând Dumnezeu. Iosafat când a știut ce are de făcut, a făcut ce a știut. A știut ce a făcut David și el l-a imitat. Ești sigur că nu știi ce ai de făcut? Când nu ești punctual, vreau să te întreb, nu știi că trebuie să fii punctual sau ești indiferent? Știu că aceste cuvinte sunt grele, dar o să predic despre evrei că nu sunt aici? E un principiu să fim punctual? E o virtute? E o dovadă de caracter ales? Sau e oricum? Ascultă-mă, la serviciu ești punctual? De ce ești punctual la serviciu? La biserică, de ce nu? Sunt răutăcios? Nu cred. Dacă am ajuns eu să iau apărarea lui Dumnezeu și pe Dumneata să nu te intereseze de el, atunci poți să-mi spui că sunt răutăcios. Dar dacă te doare de acest Dumnezeu și de onoarea bisericii lui, de mărturia bisericii lui, atunci nu poți să-mi spui că e totuna. Nimic nu e totuna când e vorba despre Dumnezeu. Când știi să faci un lucru, rămâne doar să-l faci. Ce faci când nu știi ce să faci? O să-ți spună Dumnezeu mâine. Ce faci când știi ce trebuie să faci? Aceasta este problema noastră. Iosafat a organizat și a consolidat țara. A știut că trebuie să o organizeze și a organizat. -o. A știut că trebuie să o consolideze și a consolidat. -o. o să citesc din carte. Citesc. Citez acum din, text, din textul pe care l-am citit, versetul 2. Iosafat a pus oști în toate cetățile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim pe care le luase de la tatăl său. Acest bărbat a prețuit moștenirea tatălui său și a clădit pe moștenirea tatălui său. Fraților, noi suntem urmașii unei generații de penticostali care au iubit rugăciunea. Ce facem cu acest obicei? Cu această practică, disciplină spirituală? Noi suntem urmașii unor oameni care au, care au construit Biserica asta, luând, luând, luând bani din banii lor, bani din familia lor. Ce facem cu Biserica asta? Noi suntem urmașii unor oameni care au murit pentru Isus Hristos. Ce facem cu această moștenire? Iosafat a spus așa, cetățile pe care le-a luat tata de la vrăjmași și le-a dat poporului evreu, eu am responsabilitatea după ce a murit tata să le vopsesc, să le repar, să le întrețin, să pun oameni care să aibă grijă de ele, când cade o scândură din gard, să o pună la loc, când se strică poarta și stă așa, să o îndrepte și să stea așa. Oamenii lui Dumnezeu, Iosafat a avut această demnitate să întrețină ce i-a dat taică să Și a clădit pe treaba asta. Spunea cineva mai în glumă, mai în serios, că ce aușesc cu a construit atâtea lucruri și generația asta care a venit n-a fost în stare nici să le întrețină. Le-au tăiat în bucăți, le-au vândut și s-au pricopsit. Asta-i treabă? Nu-i treabă. Iosafat, când a știut ce să facă, a făcut ce a știut. Al treilea lucru, a împlinit poruncile lui Dumnezeu, o să citesc versetul 4, a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui, pentru că așa a făcut taică -so. Și el a, 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 știut că e bine să împlinești poruncile lui Dumnezeu și le-a împlinit. De ce vorbești de Dumnezeu dacă nu îi împlinești poruncile? De ce vorbești din Biblie dacă nu te lupți să trăiești Biblia? De ce vorbești de biserică dacă nu-ți pasă de biserică? De ce vorbești de împărăție dacă nu trăiești pentru împărăție? Pur și simplu să-ți dai viața pentru împărăția lui Dumnezeu. Ți-ai dat viața pentru copil. Ți-ai dat viața pentru tovarășul de viață. Nu ne-am rugat noi mai de mult pentru o soție căreia i s-a luat parcă un rinichi și i s-a pus soțului ei? Dumneavoastră vă puteți imagina? E culmea, culmea iubirii, e nebunie. Să-i dau un rinic dintre rinichii mei lui Carmen, pentru că a, ei amândoi nu mai funcționează. Ce, ce dragoste mare! Nu a urmat exemplu de necredință al vecinilor din Israel. Uitați ce spune versetul 4 fără să facă ce făcea Israel. Meastră știți că Israel s-a împărțit în două, Iuda și Israel, regatul de sud și regatul de nord. Regatul de nord a fost necredincios, plin de idol. Aproape toți împăraților au fost răi din cale afară. Regatul de sud, unde era monarhia descendentă din David, de unde urma să iasă Hristosul. Cei mai mulți împărați au fost buni. Și Scriptura ne spune despre unul dintre împărații lui Iuda, Iosafat, al patrulea în ordine, că el trăia în credincioșie, nu ca cei din Israel. Ascultă-mă! Să nu te compar cu vecinii. Să nu te compar cu alte biserici. Nu ne interesează cum e în alte biserici. Nu ne interesează cum se îmbracă fetele în alte biserici. Ne interesează cum se îmbracă fetele în biserica noastră. Ne interesează cum se îmbracă băieții în biserica noastră. Ne interesează cum trăiesc pocăința oamenii din biserica noastră, nu ne interesează de la alte biserici. Biblia ne spune că Iosafat nu făcea cum se făcea în Israel. Nu le interesa ce e în Israel, îl interesa ce e în Iuda. Nu mă interesează ce e în familia altora, mă interesează ce e în familia mea. Oricum, nu poți controla familia nimănui, decât pe a ta, pe a dumitale. Iosafat a știut unde, unde se limitează autoritatea lui unde îi va cere Dumnezeu să socoteală, care i perimetru unde el poate să spună așa trebuie făcut, nu altfel. Al șaselea lucru despre care Biblia ne spune că l-a făcut Iosafat, a întărit slujirea lui. O să citesc din Biblie versetul 5. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat. A făcut progres omul ăsta. Știi că trebuie să faci progres? Dacă ai o companie care face, o companie de făcut cauciucuri de mașină și faci două cauciucuri pe zi, nu e așa că te gândești să faci trei cauciucuri pe zi în următoarea săptămână? Nu e așa că e normal să-ți perfecționezi business-ul și să fie mai eficient, să fie mai dinamic, să fie, să fie mai productiv? Nu este așa că te gândești la lucrurile astea? Acum te întreb, fără supărare, te gândești în termenii ăștia la Biserica lui Dumnezeu unde ești membru? Te gândești la slujirea pe care o faci, să o ridici, să o desăvârșești, să fie mai dinamică, mai productivă, mai eficientă? Te gândești la treaba asta? Îți arde inima? Te trezești noaptea gândindu-te la asta sau nu? Știi că se vede de departe dacă te gândești sau nu? Știi că se vede? a organizat lideri să învețe și să instruiască populația în legea Domnului. Am citit versetele cuprinse între 7 și 10, în al treilea an al Domniei, după trei ani de a fi împărat. Zice Biblia, a însărcinat pe căpeteniile și începe să le dea numele. să învețe pe oameni în cetățile lor. Uitați ce spune, pe logofătul cu tare, logofăt înseamnă un responsabil, un lider. Pe logofotul cu tare l-a pus în orașul cu tare și a spus, tu trebuie să înveți legea Domnului acolo. Dacă el nu organiza țara, oamenii ăștia nu se duceau cu de la ei putere, dar el, pentru că a fost omul cu autoritate, i-a organizat. Cine poate să organizeze o formație? Liderul ei. Cine poate să organizeze o biserică? Liderul ei. Cine poate să organizeze un departament? Liderul lui. Cine poate să organizeze o echipă? Liderul ei. Cine poate să organizeze o familie? Tata? Mama. Ce îmi spune mie când un, o echipă de oameni nu funcționează bine? Îmi spune că liderul acelei formații, acelei echipe, acelui grup, acelui departament, acelei biserici nu e omul potrivit. Asta îmi spune. Uitați ce a făcut omul ăsta, a organizat țara. Era responsabilitatea lui să o organizeze. Și a spus, tu te duci acolo, tu te duci acolo, tu te duci acolo, tu te duci acolo. În două săptămâni îmi spuneți ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu îl apreciază pe omul ăsta că și-a făcut meseria. Un împărat nu trebuie să lucreze cât o mie, dar trebuie să dea de lucru la o mie. Ce faci atunci când știi ce ai de făcut? Nu e o mare performanță să știi dacă nu faci. A ști nu e un scop în sine. A ști e o metodă să faci ce trebuie. Ce faci atunci când știi? Dacă știi și nu faci, există judecat. Dacă nu știi, e din neștiință. Cineva întreba dacă un om e nebun, e debil mental și nu se pocăiește, merge în iad sau în rai? Așa s-a născut, merge în iad sau în rai? Hai să presupunem că merge în iad. De ce îl duce Dumnezeu în iad? Pentru că nu s-a pocăit. Dar de ce nu s-a pocăit? Păi n-are aici în cutie, nu e aparatul ăla care ridică geamul sau îl coboară. Și dacă nu e aparatul, cum? cine să ridice geamul? Ce o să-i spună Dumnezeu? Ți l-am trimis pe Hristos și tu nu ai vrut să te pocăiești. Nu a vrut? Păi cu ce să vrea? Poate un câine sau o pisică să facă treaba asta? Nu, de ce? N-are minte. Păi tot la fel chiar dacă ești om și n-ai minte, n-ai judecată. Judecata lui Dumnezeu vine când știi, nu când nu știi. Când nu știi, lucrezi din neștiință în necredință. Dar când știi, te împotrivești să faci ceea ce știi că trebuie. Frați și surori, nu mi-e frică de ce nu știu, ce o să fac pentru că nu știu. Mi-e frică de ce știu și este așa de greu să fac pentru că sunt atâtea lucruri care știu că trebuie să le fac. Și uneori există nepăsare, există oboseală, există priorități greșite și nu ne ajung degetele de la mână să le înșirăm pe toate. Scumpă biserică, am vrut în această seară, măcar că textul nu s-a epuizat, am vrut în această seară să vă spun și dumneavoastră întrebarea asta care m-a urmărit. Pur și simplu m-am trezit noaptea cu întrebarea asta în minte. Ce să fac când nu știu ce să fac? Și mă gândeam, mă gândeam să vin în fața dumneavoastră cu niște soluții. Și la urmă mi-am dat seama că nu trebuie să vă spun nicio soluție. Că de unde să vă spun o soluție? O să vă spună Dumnezeu că astea sunt două, trei lucruri care nu le știm. Dar ce facem cu basculanta de lucruri pe care le știm? Ce facem cu trocul încărcat cu lucruri pe care le știm? Și ne facem că nu le știm, că le-am uitat, că lasă mâine. Am zis să vin în fața dumneavoastră și să vă spun gândurile astea, știind că fiind oameni ca mine, muritor ca mine, din carne, probabil că și dumneavoastră vă prinde bine să vă gândiți că urmează o judecată. Omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Și judecata este cu privire la ce știm atât. Ce faci? Cu ce știi că trebuie făcut? Faci sau nu? Mi-aduc aminte de versetul din Biblie care spune, blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Știi cum să faci lucrarea? Ascultă-mă când cânți, te rog, fă-mă să plâng. Când predici, te rog, fă-mă să plâng. Când faci o slujbă în biserică, fă o să sclipească. Te rog, nu mai faci în stai pe bancă. Ascultă-mă, stai pe bancă. Când te-ai ridicat în numele Domnului să faci o slujbă, fă o să sclipească. Fă o să se mire toată lumea asta, câtă dragoste într-o cântare, într-o predică, într-o slujire, câtă pasiune, câtă pasiune ieșită din comun. blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți să nu tremuri când auzi versetul ăsta, nu poți. Și tot timpul te gândești, Doamne, cum te uiți tu la lucrarea mea? Te mai interesează ce zic oamenii? Oamenii, fiecare cu interesul lui, cu problema lui. Cine e sătul vrea să bea apă, cine a băut apă vrea să doarmă, cu e foame vrea să mănânce, fiecare cu interesul lui. Ascultă-mă, dragul meu, șapte miliarde nu o să-i satisfaci niciodată dar pe El, unicul, singurul, maestatea, împăratul, regele, El care va judeca și ne va judeca pe El, cu El ce faci? El va judeca în funcție de cât știi. Ce faci când știi ce să faci? Mai spun o vorbă și închei. Ieroboam a eradicat Sodomia. A scos din țară pe sodomiți care mai rămăsese de pe vremea tatălui său. De ce a făcut asta? El a văzut la tatăl său că a făcut lucrul ăsta și a știu că este bine și drept, pentru că Biblia spune, omul ăsta nu trebuie să trăiască. Omul ăsta trebuie să se schimbe, trebuie să se pocăiască. Nu trebuie să trăiască în starea asta în care este că e un păcat murdar înaintea lui Dumnezeu. Și omul acesta i-a scos afară, își făcuse case în curțile Templului. Au fost niște împărați atât de permisivi încât a spus, ah, oh, nu-i nicio problemă, fraților, surorilor, dacă vreți, să vă faceți unghile negre, verzi, albastre. Mă, oameni buni, opriți-vă puțin. Înțeleg că vă îngrijiți, înțeleg că sunteți curate, înțeleg că sunteți pedante, oameni buni, negre, surorilor negre. Credeți dumneavoastră că este o virtute? Credeți că o să le spuneți la fetele astea ceva bun? Nu spun asta ca să ofensez pe cineva, dar orice lucru care nu duce la pocăința oamenilor și la proslăvirea lui Dumnezeu, să nu-l mai faceți, să nu-l mai faceți, măcar nu veniți așa în templu Domnului, pentru că cine știe și face împotriva la ceea ce știe, aspră va fi judecata celui prea înalt. Vă chem în această seară, scumpii mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim la următoarele lucruri. Eu sunt un om trecător ca dumneata. Mie mi se poate opri inima asta la noapte, de colesterol sau de altceva. De om, dintr-un milion de motive se poate opri. Noastră, mâine vă găsiți al păstor, că vor fi 20 la ușă care să candideze. Nu-i nicio problemă. Însă vreau să vă întreb doar atât. Credeți că inima dumneavoastră nu se va opri într-o zi? În fața cui vom da noi socoteală? Nu vedeți cum ni s-au scurs anii? Cum am ajuns de neputincioși? Ne dor din ce în ce mai multe lucruri? Ne dor din ce în ce mai des? Ne dor din ce în ce mai tare? Nu sunt astea niște semnale? Cioc, 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 mai sunt cinci minute? Nu sunt astea niște semnale? Bunica îmi spunea o poveste așa mai, mai la nivelul ei. Zicea că un om a făcut o înțelegere cu moartea și a zis, ascultă-mă. I-a făcut odată un bine la moarte. O întâmplare a, așa imaginară, cred eu, după mine. O întâmplare de un popor. Și moartea a întrebat, cu ce să te răsplătesc? Și a spus, o singură dorință înainte să vii să mă iei, să-mi spui ca să mă pregătesc. Nu care cumva să vii să mă iei pe mine așa nepregătit. Zis și făcut. Au trecut ani, au trecut ani, au trecut ani, și a căzut un dinte, a mai trecut, i-a mai căzut unul, o ureche n-a mai funcționat și a pus ochelari, un picior nu mai funcționa, aici la spate durere mare și țop moartea. Și el a zis, ăsta ți -e cuvântul? Ce cauți? Cum ai venit fără să mă anunți? Și ea spune, fi serios, cum nu te-am anunțat? Păi când ți-au căzut dinții, nu eu ți-am spus că urmează să vin? Când ai început să nu mai vezi, nu eu ți-am spus că o să vin? Când picioarele nu te-au mai ajutat? Când ai început să te apleci? Când nu, nu, nu ai înțeles că astea mesaje că urmează să vin? Stimată biserică, noi nu suntem veșnici în dimensiunea asta. Noi trebuie să plecăm acasă. Acasă la Domnul. De aceea în seara asta mă uit la dumneavoastră. Și mă gândesc că asemenea mie suntem toți niște trecători. Să nu mai lăsăm întrebarea ce faci când nu știi ce să faci, să ne supere prea tare că nu știm toate lucrurile, nu nici vorbă. Pe asta să o lăsăm deoparte și să răspundem la următoarea întrebare. Ce faci atunci când știi ce trebuie să faci? Aș vrea să te invit și pe dumneata, așa cum eu vreau să mă rog în momentele următoare, să te roși și să te gândești, crezi că ești cu practica la nivelul teoriei? Crezi că ai putea să fii mai bun? Crezi că ai putea să slujești mai mult? Crezi că știi mai multe lucruri decât faci? Crezi că ai putea să fii mai folositor? Crezi că mai poți să schimbi ceva până când te cheamă Domnul acasă? De ce nu faci lucrurile astea? Ce îți lipsește? Ce aș putea să fac viei mele și nu i-am făcut de face struguri sălbatici? Întreabă Dumnezeu în Vechiul Testament. Vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm și fiecare dintre noi să ia doar cât încape în vas și doar cât crede că îi se potrivește. Vă invit să ne rugăm să ne ridicăm în picioare.